Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Haideți să vorbim un pic despre schimbarea asta de atitudine a Austriei în privința Schengen. Ați auzit știrea? Mă rog, ar accepta, cam asta este propunerea, ca noi și bulgarii să intrăm în Schengen, dar numai cu aeroporturile deocamdată și în anumite condiții, adică controle mai stricte la granițele terestre, la frontierele României și Bulgariei. Înmulțirea acțiunilor de control ale Frontex la granițe. Frontex este agenția europeană pentru poliția de frontieră și ajută, în principiu, ajută țările din Uniunea Europeană să gestioneze frontierele externe ale Uniunii și să combată criminalitatea transfrontalieră. Mă rog. Și, în fine, o altă condiție a guvernului Nehammer, îl cheamă, nu? Ar fi și acceptarea de către România și Bulgaria a solicitanților de azil, în special afgani și sirieni. Astea sunt cele trei condiții pe care le-ar pune Austria ca să primească România și Bulgaria sau să nu se mai opună la primirea României și a Bulgariei în spațiul Schengen aerian. Adică, când ajung cetățenii români sau bulgari pe aeroporturi în interiorul Uniunii Europene, să nu mai treacă prin controlul de pașapoarte. Rămân dacă sunt celelalte controle acolo, de boarding, pași așa mai departe, dar probabil că aceia dintre voi care călătoriți prin Europa ați văzut că atunci când noi românii aterizăm pe un aeroport de undeva din Uniunea Europeană, sunt două linii. Este linia pentru cei care sunt non-Schengen, unde te duci și ți se pune... Ești non-Schengen și te duci și ți se pune viză și cred că și non-UE. Uneori stai la coadă, într-adevăr, și cu cei care vin din țări din afara Uniunii Europene, dar nu întotdeauna. Și sunt cetățenii Schengen care trec, uneori folosesc pașapoarte biometrice, mă rog, e mai simplu. Okay. Nu e o problemă atât de mare. Adică mai mult de 15 minute. Am stat și la cozi mai mari, dar mai mult de 15 minute, sincer, n-am stat niciodată. Poate 20 de minute. Deci ne ajută și nu ne ajută treaba asta. Da, e mai confortabil când zbori în interiorul Uniunii Europene. E o chestie de confort. Și cumva e și, recunosc, e și un pic umilitor așa, știi? Că îi vezi pe toți ceilalți europeni cum trec liniștiți și tu, care ești de asemenea în Uniunea Europeană și ai dreptul să treci ca ei, te pun la o coadă. Nu-ți ia nimeni boi de la bicicletă cu asta, nu te costă nimic, stai mai mult timp. Dar e o senzație neplăcută, însă mai mult decât senzația asta și de 10 minute pierdute, mare lucru nu se întâmplă acolo. Problema mare cu Schengen este la granițele terestre. Acolo se fac, la ieșirea din România, înspre Bulgaria, înspre Ungaria, se fac cozi enorme, de mai ales de tiruri, transporturile comerciale, transporturile de mărfuri, sunt camioanele care stau... Uneori stau zile întregi să aștepte. Asta înseamnă consum mai mare de combustibil, poluare, costuri mai mari pentru operatori, că salarii... Mie mi se pare că uneori camioanele alea... Asta înseamnă, până la urmă, creșterea costurilor pentru mărfurile românești. Așa e. Care sunt exportate, pentru că și în felul ăsta mărfurile românești devin mai puțin competitive în restul Uniunii Europene la export, pentru că cuprind costuri mai mari. Nu, senzația uneori e că camioanele alea nu s-au mișcat niciodată de acolo, atât de multe sunt. Da. Și pe kilometri, pe mai mult de 10 kilometri. Da, nu invidiez deloc pe tiriști. Cred da, că se întâmplă foarte dificil. Și pentru turiști, adică sunt da, cazuri când poți să stai câteva ore la graniță, da. Doar pentru că au oprit 2, 3, așa 4, este. 5, 10 și da. Îi controlează la sânge. Experiența pe care o avem mulți dintre noi, vara când mergem cu mașina în Grecia, și stăm la cozi foarte mari pentru că se fac controle. Uh-huh. Mă rog, odată aici la graniță la ruse, vorbesc de cei din sud care merg înspre Grecia și doi la intrarea în Grecia. Așa e, dacă noi și Bulgaria am fi în Schengen, practic coada, granița aia ar dispărea acum. Da. Bun, și sunt cozi și spre Ungaria. Și la ieșirea, mai ales când se întorc românii vara, când vin în vacanță acasă, și după aceea spre toamnă, spre sfârșitul lunii august, se așteaptă foarte, foarte mult, oamenii sunt nemulțumiți, totuși e umilitor, adică avem dreptul. Dar, pe de altă parte, ar fi un prim pas. Adică sunt unii politicieni, domnul Ciolacu este, ce să zic, în extază, adică domnul Ciolacu e exuberant, zice, citez, am spart gheața, Austria și-a flexibilizat poziția. Am făcut eforturi mari în ultimele luni să ajungem în acest punct. Le sunt recunoscător tuturor celor care au luptat pentru România. Și domnul Ciuca a salutat această eventualitate, posibilitate care ar putea să se întâmple la viitorul Consiliu Jai, să se voteze pentru primirea României în spațiu aerian. Întrebarea mea este pentru voi, cum priviți voi, ascultătorii noștri, cum privim noi
restul românilor, eventualitatea aceasta, să intrăm mai întâi în Schengenul aerian, adică să nu mai fim controlați la pașapoarte când zburăm oriunde în Europa. Ar trebui să acceptăm sau să refuzăm? Adică cum e? E mai bine un pic decât deloc, cu speranța că asta e un prim pas și o să urmeze și restul drumului? Sau ori totul, ori nimic? Cum vi se pare? 0372069599, numărul nostru de telefon, îl mai spun o dată, 0372069599, și așteptăm și mesaj audio pe WhatsApp la 0728 3132. Să vorbim despre posibilitatea ca România să fie acceptată în așa numitul Schengen aerian, adică să fim în spațiul Schengen cu aeroporturile, dar nu și frontierele terestre. Este ceva ce ar trebui să acceptăm, să ne bucurăm, să considerăm că este un pas înainte, sau ori totul, ori nimic? 0372069599. Vă ascult. Multe telefoane și multe mesaje în dimineața. Sigur. Asta. Dimineața, numele meu este Daniel. Nu mi se pare o măsură bună pentru România ca de fiecare dată să ne mulțumim doar cu firimituri. Ceea ce fac domnul Ciucă și domnul Ciolacu nu fac decât să se gudure pe lângă ei mai mari. De ce să acceptăm toate mizeriile lor când putem foarte simplu? Atât timp cât ei nu ne primesc din motive obiective, zic ei, și noi putem să le returnăm toate serviciile lor, așa este le servicii, cu contramăsuri. Contracte mai puține la firmele lor de construcții în România, controle mult mai mari să vedem cum se duc banii afară și tot așa. Da, bine, acum e și o chestie de proporționalitate acum. Dacă vă imaginați că România poate declanșa un război comercial cu Uniunea Europeană, sunteți naivi. Cu Austria, nu cu Uniunea Europeană. Auzi, da, există și transport de mărfuri aerian. S-ar putea ca și acolo lucrurile să fie mai flexibile. Da, nu știu care este regimul, sincer, nu, și să nu mi-ai ridicat, da, o problemă, nu m-am gândit, dar cred că, nu știu cum e cu transportul de mărfuri aerian, dar nu problema cu transportul de mărfuri aerian e, mi se pare complicată, ci problema cu transportul terestru de mărfuri. Da, da, în ceea ce privește transportul de mărfuri, am avut noi aici recent o știre cu scannerele alea din vâm care nu funcționează în proporție covârșitoare, că n-au, da, consumabil, deci nu știu ce probleme e, service. Da, reproșul Austriei nu se referă la transportul de mărfuri. Se referă la, la imigrația ilegală. Acolo este problema. Dan, bună dimineața! Bună dimineața, Dan! Neața. Dan? Bună dimineața! Salut, te ascultăm! Care e părerea ta? Părerea mea că e o abureală cu intrarea în spațiul Schengen aerian. N-ar fi trebuit să primim, să facem concesii. Asta îi folosește doar lui Ciolacu și Ciucă pentru propaganda electorală pentru la anul. Sau milogii de americani să intervină și ce aibă să-i aburim un pic cu aerianul. Dacă acceptăm treaba asta, o să vedeți că rutierul va intra peste 3 ani. Vom intra în Schengen rutier. Dar nu există nicio garanție că dacă nu acceptăm, intrăm cu totul. Nu e nicio problemă. Cu ce ne ajută? Cu ce mă ajută pe mine? Eu sunt transportator. Exact ce ai spus tu mai devreme, apropo de camioane. Păi noi asta ne ajută. Asta ne ajută economia să ne dezvolte, să intrăm în Schengen rutier. Așa este, fără niciun fel de îndoială. Ești transportator în sensul că ești șofer de tir sau ai companie? Nu, o companie. Ai o companie. Și cam cum cresc costurile pentru că nu suntem 30, în Schengen? 30-40%. Și a făcut un calcul și Dacia Renault. Că dacă am fi în Schengen, cu cât ar scădea prețul dacilor care pleacă la export. Asta așa ca un exemplu, să te poți interesa să vezi. Da. A și publicat treaba asta. Da. Deci pe noi nu ne ajută deloc aerianul. Și apropo de transport aerian, transport aerian din România în Austria nu prea se face de marfă. Pentru că e distanța foarte scurtă și costurile sunt foarte mari. Tot pe camion. Se face și din România în Austria. Deci mulțumesc. E o abureală care ți-am spus, îi folosește lui Ciucă și lui Ciolacu pentru propaganda electorală. Ia uite. Mulțumim. Mulțumim, mersi mult, Dan. Foarte bun, mersi. Cosmin, salut. Salut, Cosmin, te rog. Salut. Bună dimineața. Eu vă sunt din Belgia. Sunt unul dintre cei care trăiesc și locuiesc în afara țării. Te rog. De câte ori vin în țară, dar doar la venit. Stau la coz. Da. Că trebuie să intru în țară. Te referi la cu mașina? Cu mașina sau cu avionul? Da, da. Cu mașina, cu avionul mai puțin, că, na, cum ai spus și tu, e o formalitate în plus, care durează mai puțin. Da. Dar lucrurile se leagă. Auzeam la știri mai devreme că se plângeau băieții că, domne, dacă nu ne măriți salariile, vom face controle mai aspre. Dacă îmi pleca cash. Da. Corect. Astea, chestiile astea, credeți că ăia din Austria nu le știu? Sau toți? Nu numai din Austria, de peste tot.
Mulțumim, Cosmin. Hai să vorbim și cu Daniel. Neața. Neața. Bună dimineața. Bună dimineața. Eu sunt de părere că un mic zâmbet ar trebui să fie și cam atât. Uh-huh. Într-adevăr, probabil că austriecii sunt cu ochii pe noi și să ne uităm numai la știrea de ieri. Că au prins în Nădlac un tir cu condus de un șofer turc cu nu știu cât sirieni. Hai să ne gândim totuși acel tir pe unde a intrat în țară. Noi trebuie în primul rând să avem, să ne securizăm frontierele și să nu mai vedem știri cu vame și păgari. Uh-huh. Că nu e an să n-apară câte două știri de genul acesta. Deci spui că e și cumva și răspunderea noastră că nu ne primesc în Schengen, adică să nu mai aruncăm doar pe ei. Exact. Și trebuie în primul rând să, dacă tot fie coada, hai să mărim numărul de linii la vamă. Adică să, nu știu, în loc să fie 5 ghișee, să fie 20. Păi degeaba sunt 20 la noi dacă sunt la unguri 5. Sau 20 la noi și 3 la bulgari. Eu cred că putem să rezolvăm și cu unguri și cu bulgarii, să mărim aceste numere de intrări și de ieșiri. Mm-hmm. Zic și eu, nu știu, un vam. Și mm-hmm. trebuie să avem grijă cu corupția din vamă. Bine, la noi în România aproape tot e corupt, nu vorbim numai de vamă. Da, acum imigrație ilegală există peste tot, în toată lumea. Nu știu, nu doar în România. Și eu sunt curios cam cum a crescut imigrația ilegală prin Croația, după ce au fost acceptați în Schengen. Că acum e mai simplu, ce rost are să mai treci prin Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, ca să ajungi. Te duci direct în spațiul Schengen. Nu, e prin Croația, dacă ai reușit să treci din Serbia în Croația, ai rezolvat problema. Florentin, bună dimineața. Salut, Florentin. Neața. Bună dimineața. Bună. Băieți, eu nu sunt de acord cu intrarea parțială a României în Schengen și aveam o întrebare la dumneavoastră, că sunteți cu mai multe informații. De ce ni s-a pus condiția să acceptăm sirieni doar să acceptăm imigranți doar din două țări? Cred că era Siria și Afganistan. Pentru că de acolo vin foarte mulți în zone de conflict și de acolo vin foarte mulți refugiați și doi, am senzația că Austria încearcă în acest fel să forțeze o schimbare a regulilor Schengen pentru întreaga Uniune Europeană. Și dă în felul ăsta un exemplu, adică dacă vreți, luați-i voi. Na, să vă văd, acum mai vreți? Cam asta poate este o parte... Poate România nu-i dorim, că Bulgaria nu-i dorește. Ciolacu a spus că... Stai liniști, că nici ei nu cred că doresc. Da, nu, păi la ei este un discurs electoral foarte puternic în perioada, mă rog, este de ani de zile. Adică e unul dintre argumentele electorale ale coaliției cancelarului Nehammer. Suntem împotriva imigranților. Și... Eu nu sunt de acord. Ori tot, ori nimic. Mai așteptăm atunci. Ok, mulțumesc. Rămânem în așteptare. Da. Iulian, bună dimineața. Iulian, salut. Bună. Salut. Te rog. Am un punct de vedere similar cu un fost cu un coleg care a vorbit înaintea mea. Nu vom face decât să facilităm migrația de tot felul și plus droguri care în acest moment intră în țară fără nicio problemă. Cu ce? Cu... Stai, care e legătura între traficul de droguri și Schengen aerian? Nu, mă refer dacă am intrat cu tot, cu toate facilitățile. A, tu nu vrei deloc în Schengen? Ba da, eu aș vrea în Schengen, pentru că... Și atunci? Știu care sunt, și mă lovesc de impactul financiar al neintrării în Schengen, dar aș dori întâi să fim foarte bine securizați ca și frontiere. Logic. Mulțumim tare logic. Mult. Mulțumesc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.